Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Actualitatea Românească după o pauză de două săptămâni. Suntem din nou împreună. O pauză de două săptămâni binevenită. O pauză datorată frustrărilor și supărărilor mele, pentru că îmi vine greu să accept faptul că eu fac această emisiune pro bono, fără să am absolut nimic de câștigat, chiar dacă unii m-au acuzat, am văzut și după ultima emisiune pe YouTube că, vezi, Doamne, aș câștiga bani de pe urma acestor emisiuni pe care le postez pe Facebook sau YouTube. Vreau să se știe clar că nu câștig absolut nimic, niciun leu, nu câștig și nici nu am câștigat niciun leu niciodată din nicio emisiune. Apoi am fost foarte supărat, vă spun drept, pentru faptul că am văzut că ultima emisiune a avut foarte puține distribuiri și am stat și m-am gândit, mă, dacă mie nu-mi vine greu să pregătesc și să susțin această emisiune, dacă eu pot să fac efortul acesta și cei care se uită nici măcar să dea click pe butonul de distribuire sau de like nu pot să facă, ca să am și eu o minimă satisfacție că fac această emisiune, nu? Să am și eu, bă, în viața asta, orice om face ceva cu gândul de a avea o satisfacție, de a avea o mică bucurie, nu? Orice faci în viață, faci cu gândul de a-ți produce o mică bucurie, ție sau altora. E bine, eu știu că produc o mică bucurie multora dintre cei ce se uită la această emisiune, dar se pare că cei ce se uită la această emisiune nu se gândesc, stai bă, să-i facem și lui ăsta o bucurie, să vadă că-l apreciem. După ce că suntem puțini, măcar atât, să vadă că ăștia care ne uităm, 400-500 de oameni live, încă câteva mii sau zeci de mii după, să-i dăm un like acolo, să se bucure și el prostălacul, că na, nu face de pomană. Dar se pare că bunul simț nu funcționează, sunt... Oamenii s-au obișnuit să aibă doar pretenții, să ceară, să li se cuvină, dar atunci când e vorba să ofere și ei ceva, mai puțin. Asta se întâmplă în viață în multe domenii, nu numai în ceea ce ține de acest caz particular al emisiunii mele. Am mulți prieteni, multe familii, cunoștințe în care apar neînțelegeri, pentru că de cele mai multe ori unul dintre cei doi ce formează cuplul are impresia că totul îi se cuvine și că nu are nimic de oferit în schimb, că doar celălalt e obligat să ofere, să ofere, să ofere la nesfârșit, iar lui îi se cuvine. El nu trebuie să facă un gest, nu trebuie să ofere o vorbă bună, nu trebuie să spună un mulțumesc, nu trebuie să spună un te iubesc, nu trebuie să vină cu o floare, nu trebuie să facă nimic, lui îi se cuvine totul. De aici pornesc multe probleme în viața noastră de zi cu zi. Ceea ce a declanșat această supărare a mea este o nimica toată, pe lângă dramele care au loc din această cauză în multe familii și prietenii. Sigur că nu e nicio problemă dacă eu fac emisiunea odată la două săptămâni sau o fac odată pe lună. Nu o să sufere nimeni și nu o să fie sfârșitul lumii. Pe de altă parte și mie îmi vine mai ușor duminică seara să stau frumos în pat sau pe fotoliu și să mă uit la televizor, să nu mai fac efortul acesta, pentru că e un efort să faci această emisiune, să colectezi informațiile, să le analizezi, să le pui într-un anume mod, să îți iei înjurături, hate-uri. Nu vă mai spun câte ură mi-am luat de pe urma ideii acelea de afaceri prin care vreau să găsesc o modalitate de a închega mișcarea meritocrată, de a oferi o motivație celor ce nu se implicau în mișcarea meritocrată, pentru că, vezi, Doamne, n-ar fi fost motivați de nimic. Nici de funcții, sinecuri, nici de bani, nici de prime, nici de recompense, nici de anumite beneficii și pe care le oferă partidele, în general. Iar eu, ca mișcare meritocrată, nu ofeream nimic. Și atunci omul zice, bine, mă, nu, eu vin acolo, muncesc, pun osul, dar ce-mi iese? Nu-mi iese nimic? Atunci, pe altă dată. E, dragii mei, nu numai că nu a fost apreciată inițiativa mea de a
îmi lega afacerile personale de mișcarea meritocrată și de a oferi meritocraților un stimul, o motivație, dar mi-am luat o grămadă de hate-uri, de înjurături și de acuzații că vreau să mă îmbogățesc pe pielea altora și că vreau să profit de oameni și că, vezi, Doamne, cu produsele astea pe care le aduc eu, cu aceste camere hiperbarice, eu profit de necazurile oamenilor. Niște prostii și atâta ură și invidie. Mi-am dat seama, băi, oameni buni, că sunt un nebun, sunt o insulă în mijlocul unui ocean de ură, invidie și răutate. Mi-am dat seama că pe nimeni nu-i interesează nici binele țării, nici binele acestui popor, nici nu-și dorește nimeni să facă ceva altruist și pozitiv în țara asta, ci toți își doresc un singur lucru. Să dea în cap oricui vrea să facă ceva bine. Oricui vrea să dezvolte, vrea să facă, vrea să pună voința de a face bine la baza, la temelia faptelor lui. Cred că suntem un popor blestemat. Cred că suntem... Da, gata cu voicăreala. Bine, am terminat și cu voicăreala, doamna Ada Soriadi. N-am să mai spun nimic, doar atâta să nu vă surprindă atunci când veți afla că emisiunea se face o dată la 2 săptămâni sau la 1 lună și îmi cer scuze că m-am voicărit, că v-am deranjat auzul, doamna Ada Soriadi, și dumneavoastră, neputând să apăsați pe butonul de ieșire, ați preferat să îmi dați peste bot. Probabil că merit. Asta și merit. Bine, dragii mei, nu numai voi mă cenzurați, nu numai voi mă atacați și mă urâți, mă urăște și YouTube-ul și Facebook-ul. Iată, după o lună de interdicție a Facebook-ului, au urmat 2 săptămâni de interdicție YouTube. Și acest lucru s-a întâmplat din cauza că, vezi, Doamne, aș fi vorbit, am fost reclamat de către un individ, un Ganciu Ion, că sunt împotriva vaccinului. Cu toate că, bă, fraților, eu nu sunt împotriva vaccinului, eu din contră. Am spus și am îndemnat pe toată lumea să-i lase pe cei ce vor să se vaccineze, să se vaccineze. Dar ca să nu mai ajung să fiu reclamat și blamat pentru că vă vorbesc despre vaccin, am hotărât să nu mai abordez subiectul vaccinului, care este un subiect foarte dureros pentru proprietarii Facebook și YouTube, care au niște planuri cu acest vaccin și unii ca mine și ca alții le cam punem bețe în roate și nu prea iese planul de vaccinări de 70%. Este o problemă mare pentru ei, le tremură chiloții că nu se îndeplinește planul și o să ia scaltoace de la stăpânii lor, de la Rothschildieni, din cauza unora ca mine, așa că de acum încolo nu mai vorbesc nici despre vaccin, ca să nu se supere nici pentru asta doamna Adi Soriadi. Voi trece la actualitatea internă, iată acum au intrat și cei ce intră de obicei live pe emisiune, deci putem să începem cu actualitatea internă. Cel mai important subiect al ultimelor 2 săptămâni este ascensiunea fulminantă a doamnei Șoșoacă și, ca o consecință a acestei ascensiuni fantastice, eliminarea ei din partidul AUR, dragii mei. AUR care, în sfârșit, și-a dat rama pe față. În sfârșit, am reușit să-mi dau seama care este treaba cu acest partid AUR. Acest partid AUR, dragii mei, trebuie să vă spun adevărul, este înființat la fel ca și USR Plus de către o minte strălucită de ale mașinațiunilor și a colcăriei politice românești. Este vorba de domnul Coldea, care a pus la cale atât USR Plus cât și Partidul AUR pe modelul pe care l-a învățat de la mari strategi mondiali, cei care, de exemplu,
creează peste tot în lumea aceasta și puterea și opoziția. La fel ca în America, de exemplu, unde rothschildienii au la mâna lor, stăpânesc și Partidul Democrat și Partidul Republican, în care ați văzut că în Partidul Republican sunt foarte mulți, au fost chiar președinți, ca George Bush, care ce fac? Pun în scenă, slujesc niște interese identice cu cele ale Partidului Democrat. Stai și te minunezi. Bă, tată, cum poate să fie Bush frate de sânge, să se pupe și să aibă aceleași principii și aceleași linii directoare precum Clinton sau precum Obama? Este șocant, nu? Cum poate McCain să fie cel mai mare susținător ale principiilor lui Biden sau ale lui Obama? Nu? McCain, un republican de frunte, care a murit în urmă cu câțiva ani, sigur că Dumnezeu i-a dat ce merita, un cancer la creier și a murit în chinuri, pentru că era un diavol ce a stat, printre altele, și la originea acestei formațiuni teroriste numite ISIS. Nu este nicio teorie a conspirației, există și articole, știe toată lumea. Este oficial că ISIS a fost întemeiat, susținut, finanțat de către John McCain și Hillary Clinton. Există și poze între fostul șef al ISIS și cu cei trei, cu șeful ISIS, cu Hillary Clinton și cu John McCain, care au și recunoscut că au înființat, au susținut și finanțat ISIS, pentru că era o alternativă, vezi, domne, democrată la regimul lui Bashar al-Assad. Dragii mei, la fel ca în Statele Unite, unde marii păpușari nu sunt la vedere, ei nu pot fi nici concediați, nici judecați, nici votați sau nevotați. La fel ca în Statele Unite, unde adevărații păpușari sunt undeva în spate și în față sunt și opoziția și puterea prin rotație, dar mereu slujind ocultei din spate, exact după același model, domnul Holdea și-a dat seama că în România trebuie să creeze și o extremă și cealaltă. Și extrema stângă, adică USR Plus, și extrema dreaptă, adică AUR. Amândouă subordonate și amândouă slujind, de fapt, aceeași forță, aceeași putere ocultă. S-a văzut foarte clar că atât acest Târziu, cât și Tănasă, cât și Lavric, și spre surprinderea mea și ăstălalt, Simion, toți la unison au hotărât că trebuie să o dea afară pe Madame Șoșoacă din AUR, pentru că este prea vocală. Pentru că nu se mulează pe principiile parlamentare ale dialogului. Și vezi, Doamne, că îi jignește pe cei din opoziție, pe cei de la putere. Și pentru că, vezi, Doamne, doamna Șoșoacă nu vorbește cuvincios cu cei din USR. Ei bine, dragii mei, domnul Lavric, acest domn Lavric, la fel de șantajabil ca toți ceilalți care sunt în politica românească, a fost foarte iritat că doamna Șoșoacă n-a jignit-o, a strigat, a țipat, a bruscat-o pe doamna aceasta din partidul USR, prietena lui, și el i-a cerut să plece, să nu mai facă parte din grupul AUR, pentru că, vezi, Doamne, nu dă bine, nu are o conduită adecvată unui senator sau a unui deputat. Eu vă spun sincer, dragii mei, că m-am lămurit. Nu mai am absolut nicio îndoială. În România avem două partide, PNL și PSD, care sunt partidele zombalăilor care văd doar așa și pe care nu poți să-i dai nici cum, nici într-o parte, nici în cealaltă,
că ei sunt cei 70% de maimuțe cu buletin despre care vă spun întotdeauna și sunt încă aproximativ 10-15% unii care, cei ce sunt, cei ce lucrează în corporații, cei ce sunt cu cafeluța tot timpul pe terasă la o țigară, la o marihuana, cei ce au la sfârșit de săptămână acele întâlniri, nu? Care, în care se împușcă cu bilet, cu vopsea, se dau cu ATV-urile, sunt ăștia cu preocupări ultra-intelectuale și care lucrează pentru corporații și ei nici nu mai vorbesc bine românește pentru că au accent, pentru că mai mult engleză vorbesc. Și sunt, pe de altă parte, extrema cealaltă, cei care, din nou, își dau seama ce se întâmplă în prejur, nu sunt așa și care văd suferința prin care trece această țară, pericolul pe care îl reprezintă prezentul pentru această țară, care vor o viață mai bună pentru acest popor și pentru copiii noștri. Sunt acești oameni care s-au trezit, sunt acești oameni care consideră că nu tot ceea ce ne aruncă Uniunea Europeană este bun, care consideră că nu tot ceea ce vrea NATO este potrivit pentru noi, care consideră că nu este neapărat o mare binecuvântare că americanoizii au trupe aici și ne pun să plătim tribut, sunt oameni pe care pot să spun fără modestie că la căror trezire am contribuit și eu foarte mult. Și acești oameni au nevoie să fie reprezentați de cineva acolo, la nivel înalt, acolo unde se poate face auzită vocea. Eu n-am reușit. De ce? Pentru că eu mi-am lipsește ceva, dragii mei. Este evident că îmi lipsește ceva. Nu am această carismă pe care o are doamna Șoșoacă. Nu am o așa de mare, ce să vă spun, nu am așa mare pătrundere la omul de rând, la românul de rând. Poate că și compatibilitatea mea cu oamenii de rând este mai mică. Eu nici nu mă duc nu sunt eu genul care să ia un microfon și o boxă și să se ducă oriunde e un scandal. Dar această doamnă Șoșoacă face ceea ce face foarte bine. Eu vă spun sincer că am o mare admirație pentru ea. Vă spun sincer că sunt susținătoarea ei și sunt convins și pot să bag mâna în foc că nu are pe nimeni în spate și femeia asta nici nu va avea niciodată pe nimeni în spate. De aceea eu vă spun că odată cu ruptura aceasta dintre Șoșoacă și restul găștii, Simion, Lavric, Târziu, Tănasă, eu o prefer pe această doamnă Șoșoacă. Să dea Dumnezeu ca și ceilalți, așa zici, patrioți ăștia din aur cu Simion în frunte, să meargă pe o linie independentă, dar vă spun că nu este cazul. Cel puțin Târziu, Tănasă și Lavric, sigur, sunt manipulați, sunt dirijați din spate. De Simion nu bag mâna în foc, dar el cred că este mai curând o victimă a colegilor lui din partid. Ei bine, doamna Șoșoacă este peste tot și este un izvor nesecat de energie. Azi este la Iași, mâine e la Târgu Jiu, poi mâine e la București, răspoimine dacă e nevoie la Arad, poi mâine, peste 4 zile e la Constanța. Femeia asta este peste tot în permanență și chiar dacă la început spuneam că are stilul ăsta de țațismele astea, modul ăsta de a vorbi, dar bă, fraților, este un mod de a vorbi care este mult mai eficient decât modul meu de a vorbi. Este un mod de a vorbi care ajunge mult mai ușor la sufletul și mintea românului de rând. Este o femeie care pur și simplu a trezit acest popor. Ceea ce eu nu am reușit în 10 ani. Eu am publicul meu, sunt oamenii care mă privesc și care mă înțeleg, dar care sunt o minoritate. Ei bine, doamna Șoșoacă ajunge la o majoritate cu un discurs care este 99,9% identic al meu.
Adică ori de câte ori o ascult pe doamna Șoșoacă vorbind public sau la televizor sau este invitată, că ați văzut că în fiecare zi este invitată la televiziuni, sigur că da, pentru că face audiență și în absolut ceea ce spune, tot ceea ce spune, regăsesc discursul meu de 10 ani de zile. Deci, da, are un stil așa mai de mahala, dar e foarte bun. Deci nu înseamnă neapărat că e ceva rău dacă are stilul acesta. Dacă e mai agresivă, dacă are un limbaj mai colorat, nu înseamnă că e ceva rău. Important este să ajungă la marile mase și să-i trezească. Și ea reușește să facă acest lucru. Acum, sigur că da, pare și ea mânată de un mare sentiment de dreptate. De aia s-o fi și făcut avocată, pentru că îi place dreptatea. Eu vă spun că și în criza aceasta a minerilor din Valea Jiului, am urmărit-o, i-am urmărit discursul și are perfectă dreptate în tot ceea ce spune. Și eu sunt alături de acești mineri, de acești oameni care sunt batjocoriți. Sunt batjocoriți de 30 de ani de zile. Întotdeauna, în anul premergător alegerilor, sunt pupați în fund și luați în brațe de toți politicienii și cum au trecut alegerile, nu știu cum să-i mai hăituiască, cum să-i mai umilească și să le mai dea la joale. Bă, fraților, oamenii ăștia au muncit, trebuie să ia salariu și nu li se dă salariu pe munca lor. Ei nu cer măriri de salarii, cum cer amantele, cumnații și frații politicienilor de prin toate birourile și sinecurile de la București. Ei nu cer nici spor de praf, nu cer nici spor de condiții grele, ci cer doar atât să le se dea 2000 de lei pe lună salariu pentru munca pe care au făcut-o, o muncă foarte grea. Cum e posibil să ieși tu, câțul la televizor, și să spui că pentru tine nu e o prioritate mineritul? Păi da, cum adică nu e o prioritate mineritul când oamenii ăia sunt oameni pentru care tu ai fost pus acolo să conduci? Tu nu conduci România lui Rothschild, Rockefeller și Soros. Tu conduci România lui Gheorghe, Ion, Vasile și Pișta, a celor care intră în mină, a celor care muncesc în construcții din greu, a celor care, vai de mama lor, 5 milioane de oameni țin în spate alți 15. În loc să-i slujești pe ăia 5 care duc greu acestei țări, tu ai problema de a sluji interesele unor corporații și a unor bănci și a unor mari șmecheri care vin în țara asta să jefuiască și să plece. Păi sigur că apare, e mare lucru că a apărut această doamnă Șoșoacă. Sigur că este un noroc pentru această țară, că avea mare nevoie țara asta de un astfel de om. Inițial am crezut că Simion ar fi ăsta, dar Simion s-a stins, ați văzut. S-a văzut parlamentar și s-a făcut cu minte. Pentru că dacă nu-i cu minte, vine Lavric târziu și cu tănasă și pac, 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 îl dă afară. Deci cu Simion m-am cam lămurit, s-a stins așa cum s-a aprins, a fost o flacără, un foc de paie. Și cred că adevăratul lider pe care țara asta îl aștepta și de care avea nevoie și despre care v-am prezis încă de acum o lună, o lună și ceva, va fi cu siguranță unul dintre finaliștii candidat la prezidențiale peste 3 ani. Va fi interesant. Se va lupta cu siguranță în finală cu Plicușor Ban, care va fi susținut de toate corporațiile, de toți slugoii noi ordini mondiale, de Uniunea Europeană, de NATO și de toate structurile posibile și imposibile ale planetei, iar doamna Șoșoacă va fi sprijinită de 5 milioane de români care duc pe umerii lor greu acestei țări. Eu voi face tot ce pot să o ajut pe această femeie. O femeie extraordinară, vă spun drept, este ceva, mă mir, mă minunez de energia ei, de puterea ei, de ambiția ei de,
de dragostea ei pentru dreptate. Deci, de acum încolo, sigur că o să-mi iau iar în jurături și pe chestia asta, sigur că o să fiu blamat și pe chestia asta, dar nu mai pot eu de aia. Mă și interesează pe mine foarte mult acest lucru. E bine, dragii mei, iată, avem și un nou buget acum. În sfârșit a venit guvernul Katz cu bugetul României pe 2021, în care aflăm că sunt alocate sume speciale pentru vaccinarea obligatorie, chit că pe de altă parte ni se spune că nu va fi. Deci e un paradox, este o contradicție. Pe o parte le spui românilor, bă, stați liniștiți, nu vă ridicați, nu vă enervați, că nu o să fie vaccinarea obligatorie, dar pe de altă parte vedem că în bugetul pe anul ăsta, sunt cuprinși bani pentru vaccinarea obligatorie a întregii populații. Foarte interesant să vedem ce o să ne pună la cale guvernul Katz, care nu aduce nicio surpriză cu această temă, pentru că peste tot, în toate țările, ați văzut și în Australia, se ridică lumea, pentru că se bănuiește pe peste tot că asta se încearcă. Și se ridică oamenii peste tot. Și în Europa Occidentală, și în Australia, și în Canada, și peste tot, oamenii încep să se ridice și să se opună acestei tentații a ocultei mondiale de a ne băga pe gât vaccinarea obligatorie. Totodată vedem că avem un buget pe anul acesta de criză, cu 7% deficit bugetar, un deficit imens, 7,16%, parcă. Deci un deficit imens, pe care eu nu-l înțeleg. Deci, pe de o parte, ei spun că vor elimina pensiile speciale, spun că vor elimina toate sporurile, indemnizațiile și vor reduce cheltuielile cu bugetarii, dar, pe de altă parte, aflăm că deficitul va fi de 7% din PIB. Păi, bă, fraților, eu nu înțeleg. Este ceva de noaptea minții. Păi dacă reduci cheltuielile foarte mult, pentru că cele mai mari cheltuieli, dacă nici pensiile alea cu 40% în plus nu le dai, deci și alea sunt anulate, zero, deci nu va fi nicio mărire de pensie. Vor fi scăderi de salarii la bugetari, vor fi anulate indemnizații, toate. Ok, păi dacă scazi cheltuielile foarte mult, dacă nu reduci impozitele și taxele, atunci de unde vine deficitul ăsta uriaș de 7%? Mai ales în condițiile în care, atenție, față de anul trecut e prevăzut o creștere a produsului intern brut cu 4%. Păi este incredibil. Crește produsul intern brut, scad cheltuielile, veniturile rămân aceleași în procente, dar la un PIB mai mare cu 4% și totuși ai deficit bugetar. Deci nu merge matematic, nu se pupă chestiile astea. Unde se duc banii? Unde se duc 30 de miliarde de euro împrumutați anul trecut? Că vine Cățu și zice, păi da, a trebuit să dăm ălea, șomaj tehnic pentru un milion de oameni. Păi șomajul ăla tehnic la un milion de oameni care l-au dat anul trecut a fost 1-2 miliarde. Dar nu 30. Ok, ai cumpărat izolete, dar aiurea, total aiurea, care nu trebuie nimănui și nu-s bune la nimic. Ai cumpărat măști, ok, dar ălea poate să fie 100-200 de milioane. Dar unde-s 20-30 de miliarde de euro, nu aflăm și nu se știe. Pentru că, repet, salariile, pensiile, alocațiile nu au crescut. Nici anul acesta nu vor crește. Deci, eu nu înțeleg cum poate să arate bugetul ăsta cu care a venit Cîțu în felul ăsta, dar un lucru este clar, că va fi un an al sărăciei. Este clar că poate știe el ceva ce nu știm noi, poate că i-au mărit
tributul, poate că americanii l-au informat pe Câțu că nu se mai mulțumesc cu 8 miliarde de dolari pe an, ci trebuie să treacă la 20 de miliarde tribut. Am văzut că ne-au venit rachetuțe noi, am văzut că ați făcut și tamtam, ați văzut, le-am văzut și în presă și la televizor, au venit rachetuțe noi cu care noi să ne apărăm de extraterestri, de ruși, de nordcoreeni, să nu ne cucerească, da, că vin rușii vin să ne fure garsonierele și să ne fure ce? Că noi nu mai avem nimic. Că și asta este un nonsens. Bă, frate, cumperi arme, cumperi rachete, cumperi tancuri, cumperi alea, că tu poporul, din banii tăi ai poporului, nu? Din buget, le cumperi pe toate astea, armele astea, ca să-ți aperi ce? Să-ți aperi fabricile și uzinele, să-ți aperi terenurile agricole, să-ți aperi pădurile, să-ți aperi bogățiile. Păi da, dar noi nu mai avem nimic. Noi nu mai avem terenuri agricole, nu mai avem fabrici, nu mai avem firme românești, nu mai avem industrie românească, nici magazinele măcar, Carrefour-urile, Oșanurile, Kaufland-urile nu sunt ale noastre. Noi românii mai avem niște hârburi de mașini aduse cu 500.000 de kilometri din vest, niște hârburi de mașini și niște garsoniere și niște case de chirpici cu WC-ul în curte. Asta mai avem noi românii. Păi cui trebuie așa ceva? Cine vine să ne atace pe noi să ne ia Volkswagen-urile Golf de 12 ani și 300.000 de kilometri și casele de chirpici cu budă în curte? De ce ne trebuie nouă să apărăm fabricile lui Renault, alu Ford, alu Continental, alu Michelin, alu Bosch, alu Ina Scheffler și așa mai departe? Păi să și le apere ei, mă, fraților. Ar trebui să facă aceste corporații care, atenție, nu plătesc un leu impozit, nimic. Așa e înțelegerea. Ei nu plătesc nimic. De ce ăștia care nu plătesc un leu impozit fac o grămadă de bani în România pe spinarea sclavului român plătit cu 300-400 de euro pe lună salariu? Ei nu plătesc nici impozite, nu trebuie să contribuie nici la apărarea bunurilor lor, iar noi, ăștia care suntem sclavi pe plantațiile lor, noi trebuie să punem din puținii bani care avem să mai plătim și taxe ca să cumpărăm arme, să cumpărăm rachete și avioane ca să le apărăm proprietățile lor. Băi, este de noaptea minții în ce hal își bat joc de noi. Și cum doarme acest popor și nu se ridică. Acum poate reușește doamna Șoșoacă să-l ridice. Mare bucurie aș avea. Dar vă spun o chestie, dreptate în țara asta. Nu poți să câștigi cu partide, nu poți să câștigi în Parlament. Odată ajuns și în Parlament, ați văzut, uitați-vă la Aur, uitați-vă la Lavric ăsta, la Târziu, la Tănas. Odată ajuns și în Parlament, devin instrumente docile, umile și utile marilor păpușari. În Parlamentul ăla niciodată nu o să se întâmple nimic pozitiv pentru România. Dacă vreți dreptate pentru noi, pentru români și pentru România, numai prin revoluție se poate. Numai că nu mai trebuie să lăsăm să fie confiscată revoluția ca acum 30 de ani. Nu mai trebuie să lăsăm să vină un Petre Roman și un Traian Băsescu și un Iliescu la putere ca să ne vândă din nou și să ne facă din sclavi și mai sclavi decât am fost. Trebuie să învățăm din greșeala pe care am făcut-o acum 30 de ani. Dragii mei, vin vremuri foarte grele. Din ce vedem din buget, va fi sărăcie mare de tot. Mă uitam astăzi, când veneam spre casă de la birou, s-a dus benzina la 5,3 lei litru. Păi acum 3 luni era 4,5. Acum e 5,3 lei litru. S-a scumpit din nou ca dracu. Și benzina și motorina. Pe de altă parte aflăm că nu mai unde să depoziteze benzina și motorina marile corporații. Că nu mai este consumul care era înainte de pandemie. Pentru că nu se mai merge atât de mult cu mașinile, nu se mai merge atât de mult cu avioanele, pentru că această epidemie a reușit să blocheze pe oameni să nu mai circule. Nici cu avionul, nici cu mașina, doar la servici și înapoi. E bine,
A scăzut foarte mult vânzarea de benzină, de motorină, a scăzut foarte mult consumul și totuși, ce vedem? Prețul benzinei și a motorinei urcă, crește ca prâslea cel voinic. De ce? Pentru că ei trebuie să ne stoarcă pe noi de tot. Trebuie să ne stoarcă ca pe o cârpă până ne ia dracu. Să ne ia bani și pentru rachete și avioane, și pentru benzină, și pentru gaz, și pentru curent care se scumpesc ca naiba. Totul trebuie în așa fel încât noi, românii, să mai reușim din salariile pe care le primim sau din veniturile pe care le realizăm, să mai reușim doar să trăim atâta cât să respirăm și să avem energie să mergem să slujim, să fim sclavi la corporații zi de zi. Atât trebuie să ne mai ajunge, să ne mai ajungă mâncarea. E mai rău ca în Evul Mediu, credeți-mă. În Evul Mediu, sigur că da, boierii aveau sclavi pe plantație, dar îi tratau mai bine decât ne tratează pe noi astăzi oculta mondială și corporațiile și slugile lor umile care conduc România, care sunt în slujba lor. Ăsta este adevărul. Și normal să fie în slujba lor. Că de acolo le vin banii, de acolo le vine traiul îndestulat, de acolo le vine viața frumoasă celor ce sunt la butoanele țării. Ăsta este adevărul, că ne place, că nu ne place. Noi suntem folosiți doar așa, ca într-un joc din ăsta, din Kafka. Noi suntem folosiți așa ca să pară că lumea în care trăim este o democrație. Mergem și noi, votăm, noi ne alegem reprezentanții. E democrație. Și dacă ceva nu iese bine, vine la televizor câte un politician și zice: păi bă, din cauza voastră nu-i bine, că n-ați votat bine, mă, voi sunteți vinovați. Păi poți să votezi orice, același lucru este. Ca în America, nu contează că vor votezi democrați sau republicani, că votezi pe Trump sau pe Biden. E același lucru. Uitați-vă. A plecat Trump, a venit Biden și marea politică, liniile directoare ale politicii interne și internaționale americane sunt exact aceleași din vremea lui Trump. Păi de ce a mai trebuit să plece Trump dacă vii tu Biden și ai exact aceeași relație cu Rusia, exact aceeași relație cu China, aceeași discurs în tot ceea ce ține de viața noastră. Ce rost mai are să-i schimbi, tată? Sigur că nu poate să vină Rothschildianu și să se pune el președinte. Că atunci toată ura poporului se îndreaptă spre el. Pe ce, el e prost? Păi de ce să nu se îndrepte asupra unei marionete de-a lui? Și când cu ăla s-a terminat și a epuizat capitalul electoral, dai jos și aduce altul. A, nu mai vreți că sunt de vină democrații, că merge treaba prost. Jos cu ei, punem un republican. Și o să facă ăsta tot ceea ce vrea marele păpușar din spate. Și când și ăsta își epuizează capitalul electoral, jos și punem iară un democrat. Dar ei toți slujesc la același stăpân. Exact la fel în România. Voi credeți că voi vă omorâți între voi. Tată cu fiu, mamă cu fică, unul că e cu USR-ul, celălalt că e cu AUR-ul. Dar în spate e același păpușar, pe care nu o să-l putem da jos niciodată. Și dacă votezi USR Plus sau AUR, e același lucru. Asta este interesant. Tot domnul Coldea este în spate și tot el ia toate deciziile. Ce ne rămâne de făcut? Chiar stăteam și mă gândeam zilele astea, bă, toți românii, că românul e econom, românul nu este ca alte popoare, românul e econom și pune deoparte. Și mă uitam, a crescut Bitcoin-ul la aproape 60.000 de dolari, un Bitcoin. Acum un an, pe vremea asta, era vreo 5.000. Acum este vreo 60.000, aproximativ. Băi, fraților, incredibil ce bulă speculativă, ce bubble imens acest Bitcoin. Ce bubble imens au devenit acțiunile. Cresc acțiunile la bursă ca și cum omenirea ar fi într-o perioadă de ultra-expansiune, de ultra-fericire, ca și cum, vă dați seama, după pandemie, după ce în pandemia asta s-au închis o grămadă de firme, a scăzut consumul, a scăzut totul, s-a prăbușit economia în toată lumea, fiți atenți, acțiunile la bursă au crescut fantastic. Un an extraordinar pentru bursă, în Statele Unite, peste tot.
Bitcoinul, bă, de la 5.000 la 60.000. Ai zice, bă, frate, ce expansiune mondială, ce fericire, dacă ai fi un extraterestru și ai venit să vezi ce se întâmplă pe pământ și te-ai uitat la cum crește Bitcoinul, cum cresc acțiunile, ai zice, bă, frate, cum cresc prețurile la imobiliare, ai zice, frate, ce expansiune la ăștia economică, ce bunăstare extraordinară. De fapt, dragii mei, totul este o minciună. Totul este un bubble speculativ care va exploda. De ce? Pentru că toți banii aceștia pe care îi tipărește Federal Reserve, păpușarii, pentru că tiparnița asta mondială, Federal Reserve, nu este a statului american, cum cred mulți. Este a Rothschildienilor. Este proprietate privată. Ori de câte ori le trebuie bani, ei tipăresc, apasă un buton și tipăresc. Și banii ăsta, excesul ăsta uriaș de bani, s-au luat după ei și Banca Centrală Europeană, și excesul ăsta extraordinar de bani nu se duce în bunăstarea poporului. Marea majoritate, 7 miliarde de oameni, de la un an la an sunt mai săraci. Mă uitam ieri seară la Digi Sureș TV, o statistică, 1% din populația planetei au proprietate mai mare decât 99%. Deci averea însumată a 1% din cetățenii planetei e mai mare decât valoarea însumată a averilor la restul 99% din populația lumii. E de noaptea minții. 20 de familii, atenție, 20 de familii au o avere mai mare de jumătate din averea mondială. Păi unde am ajuns? Băi, oameni buni. Și atenție, de la un an la an, această polarizare a averilor crește. Pentru că asta este sistemul economic liberal, neoliberal. Așa a fost creat acest sistem neoliberal prin semnătura lui Bill Clinton în 1999, înainte să se care de la putere. Voi, oameni buni, tot ceea ce se creează, bani din computer, tot ceea ce se aruncă pe piață, sunt bani care se duc la acești bogătani care ce fac cu banii? Cumpără bitcoin, cumpără acțiuni, cumpără imobiliare. Păi n-au ce să fac altceva. Ce să cumperi? Banane? De toți banii. În ce să bagi banii? Că ei știu foarte bine că a ține banii nu este o soluție, pentru că banii sunt hârtie de șters la cur. Sunt niște cifre create pe computer care n-au nicio susținere, n-au în spate valoare muncă. Nu au în spate valoare intelectuală, valoare inteligență, valoare creier. N-au nimic. Sunt bani creați de Rothschildieni dintr-un buton, din computer. Și știu că nu trebuie ținuți banii, că n-au nicio valoare. Și îi transformă în ceva palpabil. În ce? În Bitcoin, care pare a fi o monedă ce nu este supusă acestei tiparnițe numite Federal Reserve, bagă în acțiuni, pentru că acțiunile înseamnă proprietate industrială, înseamnă să deții fabrici și uzine care sunt ceva palpabil, și bagă în terenuri și imobile, că e ceva palpabil. Terenul e teren și va fi teren, indiferent ce se întâmplă cu economia și cu banii. Dar toți banii ăștia se transformă în bunuri care se duc la ăștia 20 de familii, care devin de la un an la altul mai proprietari asupra planetei. Și noi rămânem ce? Niște chiriași pe proprietatea lor. Sigur că e normal. Cei ce conduc maimuțele vor sluji intereselor acestor păpușari? Sigur că da. Atunci când vor decide ei că suntem prea mulți, ne vor rări cu câte o pandemie, sigur că de atunci când vor hotărâ ei că ne răresc cu vaccine, cu vaccinuri, ne vor rări cu vaccinuri, sigur că ei vor hotărâ asupra vieților noastre. Asta e direcția în care ne îndreptăm. Oamenii încep să se trezească. Sunt revoluții, sunt revolte. Nu revoluții, revolte deocamdată. Pe peste tot. Aproape că nu-i săptămână să nu vedem. În Spania, în Italia, în Olanda, în Germania, în Austria, în Australia. Aproape nu e săptămână să nu vedem o revoltă undeva. Numai că aceste revolte sunt înecate.
De ce? Pentru că noi nu avem nicio putere decât gura, hau-hau, justiția, securitate, poliție, armată, clasă politică, bani, farmă, bănci, mass media, toate sunt în mâinile lor. Toate sunt și nu te poți lupta cu asta. Chiar dacă noi suntem 7 miliarde și ei sunt 100, n-ai cum să-i biruiești. Unul la mână că ei sunt invizibili, noi putem face revoluție. Și îl putem spânzura în piața revoluției pe Câțu și pe Iohannis. Dar degeaba. N-ai scăpat decât de o marionetă. Vine altă marionetă în locul lor, care slujește la același stăpân. Asta înseamnă un sistem diabolic. Fantastic, incredibil de bine creat. De aia vă spuneam că n-are nicio șansă Rusia și Putin. De ce? Pentru că Rusia are acum un conducător providențial. Dar s-a dus ăla și se alege praful. Vine din nou un Yeltsin. S-a dus Putin, indiferent cine vine, va fi o marionetă a rotșildienilor. S-a terminat și cu Rusia. De aia vă spun că nu poți lupta cu noua ordine mondială. Nu avem ce să facem. Pentru că sistemul ăsta a fost atât de inteligent, atât de bine pus la punct, încât nici nu ne-am dat seama cum 7 miliarde de oameni am fiert în apă. Știți așa, cum v-am dat încă de acum vreo 10 ani exemplul ăla, l-au preluat după aia mulți, cu broasca care e pusă într-o cratiță cu apă, cu apă rece. Și dat focul mic la cratiță, și apa încet a crescut câte un grad pe oră, câte un grad, câte un... Nici n-a simțit broasca când după 10 ore era în apă, de la, în loc de 20 de grade, în apă de 80 de grade. Cum a dat în fiert. Exact asta ne-au făcut nouă. Sigur că da. Lucrează pentru ei cele mai luminate minți. Lucrează pentru ei cei mai inteligenți oameni de pe planetă. Ăsta este adevărul. Mă uit la bubble ăsta cu Bitcoin-ul. Acest bubble cu Bitcoin-ul nu este altceva decât o schemă Ponzi modificată. Se pune o presiune mediatică și psihologică asupra oamenilor să cumpere Bitcoin, îl pun pe ăsta, pe Elon Musk de la Tesla, să vină el, că și el cumpără, că ăsta a ajuns un mare lider spiritual al tefeliștilor. Și el vine și zice, și eu am cumpărat Bitcoin. Și atunci ce fac tefeliștii? Au și banii de pe alocație sau au primit și ei cadou de Moș Crăciun 100 de euro și își cumpără Bitcoin, frate. Dacă și-a luat Elon Musk. Dar de fapt e o schemă Ponzi, un fel de Safi sau Caritas. Ei dețin mare parte a Bitcoinilor și îi cumpără când costă puțin, ei păpușarii, și când o să ajungă la 100-120 de dolari, 120 de mii de dolari Bitcoin-ul, atunci o să vândă, dar tot așa, încet, încet, ca să nu scadă brusc, să nu... Și atunci se vor trezi maimuțele că dețin Bitcoin în valoare de capital total de 2000 de miliarde de dolari și ei, păpușarii, nu vor mai avea nimic, au vândut. Au creat 2000 de miliarde de dolari din nimic. Pentru că asta va fi capitalizarea. Astăzi, la 50.000, 50-60.000 de dolari, Bitcoinul, capitalizarea Bitcoinului este de aproximativ 1000 de miliarde de dolari. Când o să-l ducă la 2000-3000 de dolari, de miliarde de dolari, atunci păpușarii vor scăpa de Bitcoin, maimuțele o să cumpere ca nebunii Bitcoin și o să vină și o să se întâmple un atac terorist care va dovedi CNN-ul, vor găsi o informație că acel atac terorist în care au murit 100 de oameni sau 200 de oameni sau mai știu eu ce, o să pună ei la cale un steag fals din ăsta, că au fost finanțați cu Bitcoin. Și atunci o să vină și o să se lege din nou umăr la umăr șeful Americii cu șeful Franței și al Germaniei și cu Uniunea Europeană și vor spune... Am luat decizia de a interzice moneda Bitcoin. Și atunci se va prăbuși tot Bitcoinul și maimuțele vor rămâne cu banii pierduți și mari păpușari cu 2000 sau 3000 de miliarde de dolari luați, cu care vor face ce? Vor cumpăra terenuri în România, păduri în România, vor termina de cumpărat tot ceea ce este
proprietate cu adevărat reală, materială. Fabrici, uzine, terenuri, și aur, sigur că da, și pământuri agricole și păduri. Și când au cumpărat tot ceea ce era valoare, sigur că zăcăminte, petrol, argint, cupru, fier, astea sunt adevăratele valori. Nu Bitcoin și nu Ethereum și tot felul de prostii de genul ăsta. Sigur că sunt tentante, dar sunt creația lor, a păpușarilor, și au fost create tocmai pentru a acapara, a înghiți și mai mult din valoarea materială reală a acestei planete. De-aia vă sfătuiesc, nu vă băgați banii în Bitcoin, pentru că nu se știe când se prăbușește. Este un bubble, este un safie, un caritas. Și ei au luat Bitcoinii sau i-au creat când erau un dolar un Bitcoin și voi îi cumpărați acum cu 50.000 sau 100.000 de dolari un Bitcoin. Voi sunteți ca proștii care au cumpărat la caritas, care s-au băgat la caritas la sfârșit. Aia care s-au băgat la început, toți securiștii și toți șmecherii, s-au îmbogățit, au creat averi uriașe, iar 99% din populația României au pierdut la caritas. Exact asta se întâmplă cu Bitcoin-ul acum. E o schemă Ponzi, dar mai sofisticată, mai inteligentă, mult mai evoluată. Acțiuni, iară, nu vă băgați, că este o prostie imensă. Bubble-ul ăsta pe acțiuni e uriaș. Se duc banii în ceva, că nu mai au în ce să se ducă. Nici în imobiliare nu mi-aș mai băga banii. Este clar, populația omenirii va scădea în mod abrupt în următorii ani. Păi bă, fraților, degeaba ți-ai băgat tu banii într-un apartament, dacă nu poți să-l închiriezi la nimeni și n-ai ce să faci cu el și o să-ți mai pună și impozit uriaș pe proprietate, pe apartament. Păi ce o să faci? Păi nu o să mai fie cerere, că nu o să mai fie populație, o să fie 90% din apartamente și case goale, nu o să vrea nimeni să închirieze, de unde să închirieze dacă a scăzut populația, și o să fie o povară, o proprietate imobiliară. Singurul lucru care va mai fi de încredere, după părerea mea, este aurul, care încă mă mir că este ținut jos. Dar este ținut jos artificial de ce? Pentru că aurul este refugiul marilor păpușari. Ei trebuie să țină aurul jos, pentru că n-aia își vor băga ei banii pe care îi vor lua pe Bitcoin, pe acțiuni și pe alte bubble-uri. Și atunci, pentru că marea bătălie pe aur se dă până la urmă, să știți, dragii mei. Nici terenurile, nici imobiliarele nu sunt atât de valută forte cum este aurul. Da, dragii mei, sper că v-ați... că mulți m-au întrebat ce să facă cu Bitcoin, foarte multe întrebări am legate de Bitcoin, de-aia am vrut să vă spun un pic despre Bitcoin. Și mai este încă ceva în ce puteți băga bani pe moment. Și aceea înseamnă, este moneda numită franc elvețian. Francul elvețian este din nou o monedă de refugiu a păpușarilor. Toți marii bogătani, toate marile averi se refugiază, se ascund în Elveția și în franc elvețieni. De aceea în franc elvețien și în aur nu se va trage. Cel puțin deocamdată. Cel puțin în prima fază, aia pe care o pot eu previziona pentru următorii 10, 20, 30 de ani. Sunt singurele valori reale în care e bine să-ți ții bani. În aur și în franc elvețien. Bun, am ținut și un mic speech pe teme economice. Sper că nu v-am plictisit și nu v-am enervat prea tare cu chestiile astea, să nu mă înjure. Sper că doamna Adi Soriadi este mulțumită că nu m-am mai văitat. Mergem mai departe, dragii mei, și o să vă spun că, apropo de că trebuia să-mi termin băicărela, de acum încolo vreau să vă anunț oficial că nu voi mai face emisiune pe Facebook dacă ultima emisiune nu a atins cel puțin 1000 de distribuiri și cel puțin 1000 de like-uri. Nu se întâmplă treaba asta, nu e nicio problemă. Fac o dată pe lună și măcar este poate mai apreciată. La fel pe YouTube, dacă emisiunea nu atinge 20.000 de vizionări, emisiunea făcută pe Facebook nu se
difuzează pe YouTube. Dacă ultima n-a făcut 20.000, o dată pe lună mai difuzăm. În rest, pauză. Păi dacă nu se uită lumea, ce rost are să o mai difuzăm? Pentru că noi pierdem timp, nervi, stres, muncă, ca să punem emisiunea, să luăm... Pentru ce? Nu se bucură de apreciere? Nu o mai punem. La revedere! Da. Deci, ca să... Și veți ști de acum încolo. Vă uitați la ultima emisiune făcută și dacă n-are 1000 și 1000, nu se face altă emisiune. Clar. Bun. Acum o să vă vorbesc un pic despre un alt eveniment care a avut loc tot săptămâna trecută. Este vorba de Australian Open, unde am avut româncele noastre, unde am avut o mare deziluzie cu marea noastră tenismenă, Simona Halep, care, iată, a pierdut într-un mod lamentabil cu Serena Williams, cea pe care o bătuse acum un an jumate la Wimbledon de-i sunase apa în cap. Bă, fraților, eu ca jucător de tenis, dar nu profesionist, dar joc tenis de 50 de ani. De când mă știu eu, am avut, cred că la 6 ani sau la 5 ani am primit cadou prima rachetă de tenis. Bă, fraților, pe mine nu mă poate păcăli nimeni în ceea ce ține de tenis. Eu când văd că tu, Halep, servești în medie primul serviciu cu 170 de kilometri la oră până la meciul cu Serena în 4-5 meciuri, și după aceea cu Serena nu mai servești decât cu 150 la oră primul serviciu, iar al doilea serviciu cu 120 de kilometri la oră în loc de 140 cât ai servit media până la meciul cu Serena, bă, fraților, eu știu că asta e, noi suntem români, noi ne vindem ușor, pentru noi banul e mai important decât gloria, pentru noi țara și patriotismul și numele de România e... Una e importantă, când auzi de 5 milioane de dolari și negri și puși într-un offshore, e altă treabă, nu? Mai uiți de România și de patriotism și de toate astea. Deci, am avut un gust foarte amar să văd cum a pierdut Halep cu Serena Williams și de celelalte români, ce să vă spun, am văzut-o pe Sorana aia, Cârstea, bă, fraților, cred că dacă îi faci test de inteligență, nu face. Nu are IQ 70 cât are o maimuță, cât are o gorilă. Deci nu are cum să aibă. Deci, eu n-am mai văzut un om atât de prost ca Fătuhaia. Dar să ne bucurăm pe de altă parte că am avut și noi o reprezentantă a României în finală. Am avut-o pe Jennifer Brady, care sigur, 100%, dragii mei, pe strămoșii ei, pe străbunicul ei l-a chemat Brad, probabil John Brad, ca în filmul ăla cu Profetul Aurul și Ardelenii. Sigur că i-a fost rușine că, ca în film, ați văzut că e o rușine să fii român, și din Brad s-a făcut Brad I, grec, a mai pus un Y la sfârșit și toată lumea mulțumită, nu? Dar Jennifer Brady, dragii mei, este de fapt Ioana Brad și e româncă de-a noastră, așa că să fim fericiți. Ați văzut și fața, i-ați văzut fața lui Jennifer Brady, care urmăriți. Bă, frate, când o vezi pe Jennifer Brady, mergeți în Oltenia, la țară, și intrați în birturi. Și o să vedeți în fiecare bir 4-5 căzuți pe sub masă, bezi morți, care dacă ești, te uiți la moacele lor, zici că sunt frați gemeni, surori gemene cu această Brady. Identică moaca. Moacă de bețiv oltean din birturile de pe teritoriul României. Deci nu e nicio îndoială. ADN-ul lui Brady este de româncă. Deci 100%. Așa că, dragii mei, sigur că da. Noi, românii, trebuie să ne mândrim cu ea. A ajuns în finală, chiar dacă a luat bătaie de la, ați văzut, Naomi Osaka, pe care Serena n-a putut să o cumpere. De ce? Pentru că nu poți să cumperi un japonez. Nu poți nici să ai curajul să-i propui. Pentru că acolo există o altă civilizație, o altă mentalitate. E o altă lume, sunt altă specie. Acolo există un cod al onoarei. Acolo există codul Bushido, unde mai presus de viață e onoarea. Cum să o cumperi pe Osaka? Osaka cu regret, i-a zis, știu, Serenuco, că ai nevoie să mai câștigi un turneu de Grand Slam ca să ajungi numărul 1 din istoria tenisului. Dar dacă ai ghinionul să cazi cu mine, asta e ghinion.
Cu Osaka nu se poate. Oricâți bani ai propune. Poți să-i propui de 10 ori cât i-ai propus lui Halep. Și a acceptat. Că Osaka, din contră, o nervezi și mai tare te bate. Te mai și umilește. Așa și cu tenisul, dragii mei. Halep s-a dus, vă spun, vă garantez că la felul în care am văzut eu că tratează tenisul, anul ăsta nu mai terminăm primii 10, din urmă nu ne mai vine nimic, așa că am terminat și cu emoțiile, am terminat și cu mândria de a avea pe cineva și noi românii în sportul mondial, pentru că ea era singura. Este singurul exponent românesc în sportul mondial. Noi în rest nu avem nimic, pe nimeni, absolut pe nimeni. S-a terminat și cu ea și cu asta basta, am terminat cu emoțiile, nu ne mai uităm nici la tenis așa mult că pierdeam prea mult timp pe la televizor uitându-ne la tenis. Dragii mei, acum o să trecem un pic la actualitatea internațională pe sfârșit de emisiune. Iată Biden, Joe Biden, despre care aflăm, sigur că da, pe Facebook, de la Forțele Galactice, nu Guvernul Galactic, cum mai zice, Federația Galactică, aflăm, da, că și de la Forțele Luminii, aflăm că tot Donald Trump este șeful Americii, că el controlează toată armata americană, că el va fi înscăunat din nou pe 4 martie conform Constituției de la 1800 toamna și dar tot el este. Dar iată că Biden a apărut la conferința de securitate de la München acum câteva zile și i-a anunțat pe toți că e back in business, că Statele Unite e din nou pe cai mari și că vrea război cu Rusia, nu direct, ci prin ucraineni, pe care îi îndeamnă, îi împinge de la spate să se urce pe rusnacii din Donetsk și Statele Unite se vor întoarce și în Siria, pentru că nu e așa, ISIS s-au cumințit. Așa a anunțat Joe Biden că ISIS au devenit mult mai moderați și că ei sunt totuși o alternativă bună pentru Siria, pentru ca ei să controleze Siria. Siria, una dintre țările problemă pe care ei încă nu controlează, ei păpușarii, alături de Rusia, Iran și Coreea de Nord și China, care China cu China e altă poveste. Dar este o problemă mare cu Siria pe care acum trebuie să o rezolve. Au lăsat-o în stand-by 4 ani cât a fost trumpalău, dar acum trebuie din nou să înceapă războiul în Siria. În schimb, se pune pe pauză Iran. De ce? Pentru că Rothschildienii sunt cei mai mari dușmani ai Israelului. Sigur că pare paradoxal. Cum poate să fie niște evrei cei mai mari dușmani ai evreilor? E, uite așa, dragii mei. Rothschildienii și Rockefellerienii se știe încă din anii când a fost propulsat la putere Hitler, că sunt cei mai mari dușmani ai evreilor. Și, bineînțeles, o să le dea apă la moară iranienilor ca să... Da, bine, totul a fost făcut cu cap. Totul a fost făcut cu cap. Și Trump a avut rostul lui, pentru că a trebuit, prin Trump, să ajungă toată Europa și toată omenirea să fie împotriva israelienilor, care au fost atât de protejați și atât, li s-a dat atâta apă la moară de către Trump. Pentru că așa lucrează ei. Creează problema, întărâtă lumea, ca după aia să vină cu soluție. Deja este un lucru știut. Orice scop vor să-și atingă aceste satane care conduc lumea, întâi creează problema, incită lumea, ca după aia să vină ca niște mari salvatori și să zică, hai să o rezolvăm. De fapt, totul este manipulare. Iar mass media le slujește într-un mod genial, fantastic, acestor scopuri pe care le au. Ei bine, iată, aflăm și că Statele Unite nu mai se grăbesc să-și retragă militarii din Afganistan, pentru că nu e așa, generalii, mari generali care slujesc ocultei mondiale, au dezvoltat niște afaceri atât de profitabile cu opiu, au reușit să
creeze un sistem de distribuție a medicamentelor opioide în Statele Unite, fantastic, cu profituri imense, de mii de miliarde de dolari. Deci este un business mult prea bun Afganistanul ca să plece de acolo. Nu? Iar soldații români sunt atât de fericiți să păzească transporturile de opiu, încât ar fi păcat să-i dezamăgească și să închidă acum acest business frumos, bun, extraordinar pus la cale acolo. Deci, Afganistanul rămâne un focar, Ucraina un mare focar, Siria se reaprinde, cu Coreea de Nord încă nu știm exact, încă nu ne-a spus Joe Biden ce are de gând cu Coreea de Nord. Este încă o mare dilemă, dar vom afla în curând ce se întâmplă și cu Coreea de Nord. Ne-a anunțat domnul Biden că e din nou cu genunchiul pe grumazul Europei și că tributul pe care l-a impus Trump rămâne valabil, atenție, nu se mai gata, deci tributul odată pus rămâne. A fost foarte clar Joe Biden, spunând, venind și el din nou cu presiuni, nu numai de a menține acest tribut pe care îl plătesc, atenție, nu oricine, Germania, de exemplu, nu plătește acest tribut. Franța nu plătește acest tribut. Nu poți să pui Franța și Germania să plătească tribut. Dar pentru țările astea, gen România, Polonia, Bulgaria, Lituania, Letonia, tributul trebuie să și crească. Nu numai că va rămâne același. Așa că, dragii mei, să știți că de acum încolo, bani de pensii și de alocații nu au de unde să fie. Pentru că și dacă, să zicem, printr-un miracol economic, România va produce mai mulți bani, acel surplus de bani pe care îl va produce se va duce sub formă de achiziții de tehnică militară în buzunarele marilor stăpâni ai lumii. Deci să nu vă așteptați că, vezi, Doamne, cât s-a anunțat că o să avem creștere economică și mamă ce o să zbârne România și atunci o să vă crească salarii, pensii sau alocații. Nu o să vă crească. O să primiți exact atâta la limită cât să puteți respira și munci pentru corporații și pentru super profitabilitatea corporațiilor. Aceeași corporație, Kaufland, care dă salariu mediu 1500 sau 2000 de euro în Austria la angajații ei, în România dă 500. Aceeași corporație, dar fiți atenți, din informațiile mele, cifra de afaceri pe magazin în România e mai mare decât cifra medie de afaceri pe magazin în Austria sau în Germania. Și totuși, salariul muncitorului român e 500 de euro și salariul mediu al celui german e 2500 de euro. Sigur că da, magazinul din România este mult, mult mai profitabil. Păi de ce? Pentru că cu românul merge. El este mult mai adaptat acestei poziții de sclav. Neamțul nu poți să faci chiar așa. Trebuie să mai lași din profit, mai micșorezi profitul și trebuie să-i mai dai și lui ăla. Că altfel e nasol. Dar cu românul merge. 500 de euro și ăla e mult. Acum și curentul o să coste cât în Germania, și benzina cât în Germania, dar salariul de 5 ori mai mic. Dar s-au prins că românul supraviețuiește. Și mai ales s-au prins că românul are o vorbă de duh, de mare înțelepciune sfântă. Rău cu rău, dar mai rău să nu fie. Păi și când aude neamțul așa ceva, când aude americanul așa ceva, care-i vorba de duh, când se vine el la București și câțu-i povestește care este vorba de duh a românului. Rău cu rău, dar mai rău să nu fie. Când aude așa ceva neamțul sau americanul, corporatistul, păi vă dați seama că lunge pe suflet. Și atunci normal că suntem, ei ne iubesc. Ei ne sunt parteneri strategici. Noi suntem foarte utili. Asta este adevărul. Ce se întâmplă cu China? Asta este un mare semn de întrebare, pentru că de unde toată lumea zicea că Biden, vezi, Doamne, este la mâna chinezilor, că are afaceri acolo și că îi vin bani și că nu știu ce, Biden a anunțat că politica americană în privința Chinei nu se schimbă cu absolut nimic față de epoca Trump. Păi bă, deci dacă aceeași politică duci și economică și militară împotriva Chinei, și în ceea ce privește Taiwanul, și în ceea ce privește această îngrădire a Chinei,
Păi, bă, de ce nu l-ai lăsat pe Trump? Că ăla măcar era mai tânăr, era mai în vigoare, era mai în forță. De ce a trebuit? Ce rost are? Stai și te întrebi, băi, păpușarilor, ce rost are, mă, să-i mai rotiți la dată la 4 ani, 5 ani? Lăsați-mă în pace, mă, pe unul până moare și gata, că oricum văd că și Biden face exact ce a făcut Trump. Tot acolo mergem. Deci nu se schimbă structural absolut nimic. Mergem spre ce? Da, uite, îmi spune doamna de Lori Andronic despre portul Constanța. Ne-a anunțat Câțu că anul ăsta se rezolvă și cu portul Constanța și cu intratul în Schengen. Domnul Câțu și-a dat seama că nu se poate opune și că trebuie să dăm păpușarilor portul Constanța, pentru că este un obiectiv important nu atât din punct de vedere al intereselor olandeze sau ale păpușarilor prin portul Rotterdam. Nu atât. Asta este interesul uriaș. Cât să nu-l ia chinezii. Asta este marea lor problemă. Să nu-l ia rușii sau chinezii. De aia trebuie să ne ia portul Constanța. Veți vedea. Vor lua portul Constanța și nu vor investi nimic și nu-l vor dezvolta deloc. Pentru ei important este ca portul Constanța să fie mort, dar al lor. Să nu poată intra pe mâna altora care să concureze portul Rotterdam. Și românii, dă-i dracului, mă! Ce contează niște maimuțe acolo? E, dragii mei, vin vremuri grele, tot mai grele. Tot mai grele, vedeți, avem tulpinii noi și noi, și mereu presiuni mai mari pentru un nou lockdown, pentru o nouă închidere a școlilor, pentru... Suntem anunțați că interdicțiile în niciun caz nu se vor ridica nici anul ăsta, nici la anul. Deci interdicții și de călătorie, și de mască, și de școală, că totul trebuie tele de acum încolo să se facă. Telemuncă, teleșcoală, teletot. Totul trebuie făcut de acasă, de pe computer, fără să mai poluezi, fără să mai mergi cu mașina, fără să mai mergi cu avionul, fără excursii, fără consumerisme, fără ieșit la restaurante, fără chestii din astea. Totul trebuie făcut în așa fel încât să scadă emisia de carbon, să nu le mai distrugem planeta, planeta lor. Atenție! Asta nu este planeta noastră a 7 miliarde de oameni. E planeta lor a 20 de familii. Și noi le-o stricăm. Le-o poluăm, le-o supraîncălzim, le-o facem, le-o murdărim, le-o toate alea. Și până când ei reușesc să ne reducă la un miliard, până atunci trebuie să reducem poluarea, trebuie să reducem consumul, trebuie să reducem toate astea. Ăsta este viitorul, dragii mei. Dar nu e nicio teorie a conspirației. Este realitatea în care trăim. Numai că suntem atât de orbi, știți de ce? Pentru că e fenomenul ăsta. Atunci când ești în mijlocul evenimentelor, nu le realizezi. Trebuie să te ridici deasupra scenei ca să realizezi. Noi suntem actori în piesa asta proastă. Și nu realizăm bine ce se întâmplă. Doar cei ce stau sus la mansardă și se uită la lojă, se uită la piesă, își dau seama totul ce se întâmplă, cum se învârte. Noi fiind în mijlocul evenimentelor, nu realizăm. Dar asta nu este o teorie a conspirației ce vă spun eu, ci este realitatea cruntă. Trăim într-o vreme a unor schimbări uriașe care se întâmplă și tot ceea ce se întâmplă este spre răul nostru și este o dramă pentru noi, cei ce trăim aceste vremuri. Nu ne dăm seama prea bine. O să vedeți. Schimbările peste 10 ani nu o să ne vină să credem cât de mult s-a schimbat lumea față de anul 2020 sau față de 2010 sau nu mai vorbesc față de 1990. Lumea se schimbă fantastic de repede și de mult. Dragii mei, haideți că, uite, am depășit iar bine o oră. Îmi cer scuze că v-am deranjat, îmi cer scuze că v-am plictisit din nou. Vă rog să aveți îngăduință, să nu distribuiți, să nu dați like la emisiune, că și pentru mine e mai ușor să fac emisiunea mai răruț, că e mai drăguț. Până la următoarea, când nu știu când va fi, nu știu să vă spun exact, de voi depinde,
să mă puneți la lucru sau nu. Până la următoarea emisiune, vă spun, ca de obicei, la sfârșit de emisiune, cu Dumnezeu înainte, că numai în El ne mai putem pune speranță. La revedere!